a spus că trebuie să spun ceva, să știți că sunt în cea mai ingrată situație, pentru că, de fapt, eu vă țin discurs și la absolvirea oficială și trebuie să nu mă repet. Sunteți mulți, mai mulți ca niciodată și cred că sunt singurul din țara asta care se bucură că încă este grevă, pentru că dacă nu era grevă, nu puteam să fiu cu voi aici în seara asta, astfel încât am venit și am câteva remarci să vă spun. Prima dintre ele este că sunteți singurii care mai aveți dreptul să vorbiți despre UMF. În fiecare, sau mă rog, în multe versurile voastre, faceați referință la UMF, dacă am auzit bine. Dacă n-am auzit bine, n-am auzit niciodată despre UMF-ST. Și spun asta pentru că sunteți ultimii care ați intrat la UMF. Promoția care vine după voi deja este UMF-ST. Astfel încât aveți așa un element de nostalgie important. Pe de altă parte, cred că este ultima voastră ocazie în care mai aveți voie să cântați după muzica altora. Adevărul e că pe câteva melodii nu prea am dat seama de unde le știți, pentru că sunt melodiile generației noastre, când ele erau în vogă, voi mai aveați 25-30 de ani până să vă nașteți, așa încât faptul că le știți și că vă plac, vă creează și vouă bucurie și nouă bucurie, chiar dacă versurile sunt diferite. În al doilea rând, mă uit la voi și mă gândesc că niciodată inteligența artificială nu va bate inteligența umană. De ce spun asta? Cum ar putea inteligența artificială să facă niște versuri pe care să le pună pe o muzică clasică așa cum faceți voi? Nimeni n-ar putea face, nici ChatGPT, nici nimeni altcineva. Dar revenind la ideea asta că este ultima ocazie în care cântați pe muzica altora, de fapt schimb puțin registru, pentru că de mâine înainte o să cântați doar pe muzica scrisă de voi. Astăzi este ultima ocazie în care cântați în cor. Mai mulți la oaltă, sigur că aveți și dirijori. Dar a fost împreună. De mâine o să cântați singuri pe muzica pe care o să vă scrieți voi și tare mult aș vrea ca atunci când veți ajunge la vârsta noastră, ei, nu chiar așa de avansată nici a noastră, să vă placă ceea ce ați cântat de-a lungul timpului. Așa încât, dragi absolvenți, vă doresc fiecăruia să luați măcar 900 de puncte la rezidențiat, înțeleg că este dezideratul pe care îl aveți, să fie un singur rezidențiat, nu două, nu trei, și să vă luați din prima rezidențiatul și să uitați și să țineți minte că și dacă suntem UMFST, pentru voi și peste 10 și peste 20 și peste 50 de ani vom rămâne UMF. Vă doresc mult succes!